Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a ucis-o pe fiica surorii sale în vârstă de 2 ani și 11 luni, care îi fusese încredințată de părinți. Bărbatul s-a enervat fiindcă fetița plângea și a aruncat-o pe podea. Cumplitul accident a avut loc în noaptea de 10 spre 11 septembrie. Fetița era la unchiul său acasă. A început să plângă, moment în care persoana care trebuia să aibă grijă de ea a trântit-o fără suflet de pământ. După mai multe ore a văzut că se simte rău, așa că a dus-o la spital, unde a precizat că minora a căzut prin curte și că refuză să mănânce de câteva zile, de aceea este rău. Fetița în vârstă de 2 ani și 9 luni s-a prezentat în dimineața zilei de 11 septembrie în serviciul CPU al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu cu politraumatism, contuzie hepatică și renală dreaptă, echimoze multiple la nivelul membrelor și hemoragie subarachnoidiană. A fost internată în secția terapie intensivă chirurgicală, s-a intervenit chirurgical. Două zile și câteva operații mai târziu, fetița a decedat sub ochii medicilor, iar fratele micuței a ajuns în grija celor de la protecția copilului. Imediat după ce am fost anunțați cu privire la situația copilului, acesta a fost preluat și se află cu măsură de plasament în regim de urgență la un asistent maternal profesionist al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, adică un angajat al nostru care are grijă de copii, de bunăstarea lor și veghează asupra interesului lor superior la domiciliu. În gospodărie mai erau și soția agresorului și alți trei minori, copiii acestora, cărora le-a oferit o educație cel puțin îngrijorătoare. Celălalt copil, în seara aceea, după ce s-a dus fetița, au dus-o, am mers de am luat-o și a ajuns la asistență socială în Vâlcea și am înțeles că a fost deja luată de către o familie, luat copilașul de către o familie. Da, își merită soarta, a fost elevul nostru aici, dar din primul an de când l-am adus pe fiul la grădiniță am avut probleme cu fiso. Răi, violenți, da, mai ales băiatul. Se pare că vâlceanul a mai avut probleme cu legea în trecut și trebuia să facă ore în folosul comunității. Nici în comunitate nu era un om prea îndrăgit, ne spun vecinii și preotul. El, ca personaj în comunitate, nu era un om așa cum ar fi trebuit să fie. Era puțin și violent cu copiii. Îi plăcea mai mult jocurile de noroc, băutura. Să cunoșteam, că n-a, suntem aici, vecini. Era bătios. Bătea și copiii și familia, muiea. O că și pe ea au bătut-o atunci, am auzit și noi. I-am ajutat cât am putut de mult, chiar unele lucruri care le-au primit de acolo le-au vândut, le-a dat pe băutură el. Acum agresorul a fost reținut. În urma propunerii de arestare preventivă adresată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, s-a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Părinții minore ucise cu sânge rece au ajuns înapoi în țară ca să ridice trupul fetiței de la morgă, spune părintele din sat.